Bună ziua, oameni frumoși, bine v-am regăsit. Astăzi vom face o etalare, să vedem ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii ianuarie 2022. Și vom face pentru zodia Taur, ascendent lună în zodia Taur. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să mă lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. În această etalare vom vedea care este energia principală, cum veți sta din punct de vedere profesional, financiar, dragoste, sănătate, dar și ce evenimente importante, sau ce schimbări, sau ce se va întâmpla până la sfârșitul lunii ianuarie. Vom începe cu energia principală, unde avem ieremitul, o arcană majoră, foarte importantă. Veți fi foarte sau mult mai înțelepți în perioada imediat următoare. Văd că aveți foarte multe întrebări, încercați să aflați anumite răspunsuri, mergeți pe o anumită cale care să vă ducă acolo unde vă doriți. Puteți avea de-a face și cu ienuzodia cal-fecioară, dar. Vorbim și de singurătate. Ori că vă retrageți dumneavoastră în această stare, ori pur și simplu viața vă aduce în acest punct în care stați, poate meditați, unii dintre dumneavoastră face gândiți, să vedem exact ce se întâmplă. Vorbim de loialitate, de fidelitatea cuiva. Au sărit foarte multe mesaje. Da, vorbim de o relație sentimentală. Poate doriți rezolvarea unei povești de dragoste. Aici a intervenit foarte multă rivalitate. O altă persoană va lua persoana iubită. Nu știți exact ce simte sau de ce a făcut această persoană lucrurile acestea. Vă bazați pe încrederea unui prieten cel mai probabil. Pe de altă parte, dacă vorbim de partea profesională, aveți susținere din punctul acesta de vedere. Văd că vă vine o idee foarte bună pe care o și puneți în practică, dar apar mici. E, deci, uh, mici provocări sau probleme trecătoare, dar, în primul rând, faptul că ceea ce veți face, ideea, planul pe care îl veți avea și le spune în practică, în primul rând, nu îl spuneți la absolut nimeni. De aceea este energia eremitului aici, care vă, îndre vă îndeamnă oarecum la singurătate, la însingurare, ca să nu spuneți. Pentru că, cred că, fix, această, uh, acest lucru o să vă aduc aceste pedici pe lângă toate acestea vorbim și de rivalitate automat când aveți succes aveți și rivali pentru că apare foarte multă falsitate lingușire în casa dumneavoastră în, casa în viața dumneavoastră ca niciodată parcă atrageți foarte multe persoane care vor încerca să vă dezechilibreze din punct de vedere fizic și psihic în același timp Haideți să vedem din punct de vedere profesional. Aici avem un rege de cupe. Cred că vă puneți mari speranțe în această persoană, într-o persoană. Poate fi un semn de apă, rac, scorpion, pești. Vorbim de foarte multă implicare, de foarte multă dedicare și determinare când vine vorba de muncă. Faceți ceea ce vă place, dar se pare că unii dintre dumneavoastră vă gândiți de ceva timp să vă schimbați locul de muncă și așteptați o oportunitate, o ofertă, o cale prin care să faceți această schimbare pentru că la actualul loc de muncă foarte posibil să fiți manipulați să fiți controlat sau să nu puteți face exact ceea ce vă doriți dumneavoastră și nu mai vreți această situație de aceea schimbare și sunt șanse foarte mari să vă găsiți un alt loc de muncă poate într-un alt domeniu pentru că o luați de la zero doar că de data aceasta vă veți simți mult mai încrezători și veți ajunge uh, sus Veți ajunge acolo unde vă doriți. Aveți posibilitatea de a avansa, de a fi promovați, de a obține ceea ce vă doriți. Din punct de vedere financiar, avem îndrăgostiții. Aici vorbim despre o alegere. Din nou, avem o arcană majoră foarte importantă. Posibil să aveți de-a face și cu semnul de acal gemeni. Să vedem ce trebuie să alegeți, între ce și ce, un noroc, un noroc trecător, sunt sume mici de bani care vin, aici putem vorbi de faptul că pe de o parte vă vin bani, pe de altă parte face, aveți cheltuieli, anumite taxe, dări, facturi, probabil, sau... Apare și cineva care vă cere ajutorul sau poate vreți să strângeți bani pentru un eveniment, să plecați undeva Deci este o perioadă în care aveți, dar și dați Adică nu rămâneți cu mare lucru în buzunar Cred că aici depinde foarte mult de alegerile pe care le faceți dumneavoastră din punct de vedere financiar Dar să alegeți probabil ce este mai important pentru dumneavoastră Ce e cheltuială ce datorie și așa mai departe. Trebuie să fiți foarte chipzuiți, să spunem, până la sfârșitul lunii, pentru că dacă faceți vreun exces, dacă dați într-o parte mai mult decât ar trebui, s-ar putea să rămâneți fără bani, fără bani până la următoarea plată, până vă primiți următorul salariu și. Partea mai neplăcută este că nici nu prea ați avea sprijin financiar din, din altă sursă, din altă parte Din punct de vedere sentimental avem un doi de spade Puteți avea de-a face și cu semne de aer, în balanță, vărsător Ei bine, aici vorbim despre o indecizie, despre o nehotărâre, despre faptul că ați dori Poate trebuie să faceți o alegere, da? să alegeți între două persoane, să alegeți într-o relație sau să alegeți să continuați o relație sau să plecați în acea relație sau uh, căutați răspunsuri, variante prin care să vă înțelegeți mai bine cu persoana iubită sau să înțelegeți persoana iubită. Aici apar deteriorări în relațiile sentimentale și probleme vechi din trecut, dar apare un sprijin, uh, un ajutor emoțional un răspuns, o soluție, doar că varianta aceasta care vi se arată vă cam îngrijorează. Nu considerați dumneavoastră că este calea cea bună sau că așa ar trebui să se întâmple, așa ar trebui să se schimbe lucrurile. Um, trebuie să dați un pic timpul înapoi în trecut, să vedeți de unde a plecat această problemă în dragoste pe care o aveți de-ați ajuns în situația aceasta de nehotărâre, de neîncredere ce a dus la această problemă. Poate nu aveți, poate în alte situații nu aveți susținere din partea persoanei iubite sau nu vă simțiți iubiți și lucrul acesta vă îngrijorează foarte tare. Sunteți triști. Încercați probabil să depășiți acest moment și să, să înțelegeți ce se întâmplă cu adevărat în viața dumneavoastră. Haideți să vedem ce, ce vă îngrijorează așa de tare. Cred că a apărut și o altă energie, o altă persoană sau alte dorințe. Pot fi, poate fi vorba da, de alte dorințe în dragoste. Persoana iubită să nu se mai regăsească sau să aibă um, alte nevoi. Dar um, apar și foarte multe. Poate aici vorbim și de o relație greoaie de la bun început. Pentru că vă îndrăgostiți sau sunteți îndrăgostiți de o persoană cu probleme o persoană care nu a depășit trecutul, o persoană care, care caută doar să se vindece emoțional și ca și cum s-ar folosi de dumneavoastră. De aici apar anumite situații confuze și dumneavoastră va trebui să alegeți cumva ce e de făcut, continuați, nu continuați, vă implicați, nu vă implicați și așa mai departe. Din punct de vedere al sănătății avem un loc de monede Stați foarte bine, văd că sunteți foarte atenți și grijuli când vine vorba de sănătate. Ați trecut prin anumite probleme mai neplăcute, să spunem. Poate ați avut o infecție, poate ați... Aici cred că e vorba și de faptul că vă doriți, poate unii dintre dumneavoastră foarte mult, să deveniți părinți și vă concentrați pe lucrul acesta. Au mai apărut sau mai pot apărea probleme... Mm stagnante. Deci poate ați trecut prin ceva la un moment dat și problema respectivă a stagnat, dar acum apar noi simptome, să le spunem. Aveți nevoie de mai multă odihnă, de mai multă intimitate, dar e foarte posibil să vă îngrijoreze sănătatea cuiva. Și aici mai vorbim și de faptul că pot apărea anumite blocaje când vine vorba de sănătate. Să vă iau un jung, să fie un blocaj renal, Doamne ferește, să um, fie o amorțeală în picioare, poate, sau situații, dureri, dureri musculare mai pot fi. Sau vă îngrijorează, cum v-am zis, sănătatea cuiva. Haideți să vedem ce se va întâmpla, ce evenimente importante vor avea loc până la sfârșitul lunii. Și aici avem soarele. Toate problemele, toate situațiile încălcite, uh, greoaie pe care le veți întâmpina până la sfârșitul lunii, se vor rezolva ca prin magie, ca prin miracol. Pentru că veți trece ca, virgulă, peștele, nu, ca, virgulă, ca peștele prin, prin, prin apă, așa, prin probleme. Da, este o lună încărcată, este o lună greoaie, poate pentru mulți dintre dumneavoastră, dar uh, rezolvați mare parte din probleme. Ce nu se poate rezolva, le lăsați pe altă dată, apară. Uh, Multe schimbări, da, văd că scăp... luați decizii bune, luați decizii și lucrul acesta va aduce succes, va aduce, va aduce o schimbare majoră în viața dumneavoastră. Și faptul că reușiți să treceți foarte repede de un impas, de o problemă, de un blocaj, de faptul că nu mai comunicați poate cu cineva, imediat să trece, adică orică aflați vești de la acea persoană, orică vă luați inima în din și căutați acea persoană să, cere, să cereți, explicații de ce s-a ajuns aici. Vorbim de o lună sau de un sfârșit de lună, mai bine spus, încărcat. Dar veți avea parte și de foarte mari satisfacții și împliniri și pe lângă aceste lucruri veți face și anumite schimbări importante. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi, vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La rivedere